Это что, скаун? Как? Значит, вас наскут в Сибири. Поца, адică сейчас să vorbesc? Да, вы рух. Да, с наскут в Иркутск, километр 92. 92 de ce? De unde? Așa se numește localitatea. Și tăți când aveam probleme la școală, pe unde mă întrebau, trebuie cu certificatul de naștere, îmi spuneau, măi, fată, măi, da, tu, cum vorbeau ei în limba mai strășită, rusă, lor, rusă, da. Откуда ты? Что не знаешь? Откуда и так, и так? Ну, не знаем, что ли расспунду. Я ли спунем, уйтать, что и скрис. В документ. Вчера же скри. Да. Скутла километр 92 до Иркутска. Да, да, да. Аша. Вен акаса, и спун лу Раму Деприш, де околу папа. Тата мяу, папа, и спун папа. Че уйти, че проблеме ам ел. Dar eu nu putea să ne spună pe vremea aceea și cum. Deci, mă, nu ții minte mai lucruri de atunci, chiar ai mică. Eram 5 ani când ne-au adus în 58 a fost eliberarea, părinții s-au întors înapoi. Deci 5 ani după ce a murit Stalin sau 4 ani după ce a murit Stalin? După ce a murit Stalin. Nu chiar imediat. Nu imediat, în 58 asta au fost. Și, dar papa spune, zice, că spune-le că te-ai născut acolo unde sunt și ei alții. Și apoi eu așa spuneam, dar ei tot nu înțeleg eu că sunt și în ziua de azi nu știu și ei asta în 49 și-au fost. Da, da. Și în 58 le-au dat libertatea, am venit aici. Da, aici erau născuți, din Escore. Papa meu e de aici, dar mama e din Cernăuț. Ia uite. Ea a fost deportat de la Cernăuț. S-a întâlnit acolo. S-a întâlnit cu problema acum. Papa era căsătorit. Aici? Da. Uh-huh. Și când au venit jandarmii și i-au înconjurat casa la 5 dimineață, dar ei i-au făcut să mămăliga și mâncarea să ducă lui tatăl la câmp. La lucru, da. La lucru, căvară. Găteau săpele și da, nevasta lui era gravidă. Așa au rămas mămăliga și tot. I-au încărcat, s-au dus la un lot pe tatăl din nenea meu, de acum, cum se spune, tata lui tata meu. În izmene, așa de pe câmp. Și eu adus aici. Soția lui de spaimă și de asta, naște și-a zvârlit-o în drum aici, o trântit-o aici și aici a rămas. Eu femeie și copil. A, și-a rămas, a, și-a rămas. Da. Aici. Aici au născut de plăcasă națională aici afară. Pentru năștea. Da, când năștea, da. E năștea și o dat-o jos. Deci ai un frate, o soră născut e chiar soră. Atunci, în ziua... Drept în ziua aceea. 6-7 iulie 49. Pe 6-49. Uh-huh. Marie o cheamă din 49, soră de pe tată. Uh-huh. Și pe deși i-au dus așa. Nenea izmeni. Papa, cum era îmbrăcat, ca să se ducă la prășut, așa și i-au dus. Ei n-au luat nimic, măcar o bucăți de pâine sau o haină sau ceva. N-au dovedit. Că pe, se spune că pe la alții le-au spus o oră, două. Da, da. Mai mult să și ei, tot, ei n-au luat nimic ca nimic. Mm-hmm. Soția i-a rămas. Cât ei s-au dus și de acum și i-au dus pe viață. Mm. Soția nu s-a mai dus încolo. Ea s-a recăsătorit aici, a făcut altă familie. Papa după 4 ani s-a întâlnit cu mama mea, mama mea nu era căsătorită. Mm-hmm. S-au luat și a născut pe mine și încă o soră. Suntem două surori născute acolo. Mm-hmm. Eu în 53 și sora mea în 55. Mm-hmm. Și când am venit la Moldova, în 58, primăvara era. Eram cu păslele, cu îmbrăcați. Era acolo în centru, să nu ne poștă cu prispe de astea, de lut. Ne-au pus acolo să treacă, au trecut drumul să ne iei cizmi. Curgeau părăile, eu le văd am părăile și alea cum curgeau și era apărie. Și cum au găsit casa? Nu i-au primit în casă. În casa lor? Nu i-au primit, era făcută grădiniță, după aceea s-a făcut în casa lor, pravenirea colhozului Maiac. Ia uite, deci așa? Era naționalizat a da. Statului. A, e și în ziua de azi așa e locul acolo. Pe urmă, dacă s-a făcut pravenirea colhozului Maiac, s-a făcut și club. Era acolo la deal, club. Acolo noi ducem la film, ducem la dans, dar eu nu știu. Nu spunea tata. Nu spune, nu ne-a spus nici și aici, ca când la Casa Națională. Aici iară, îmblam la cercul de dansuri aici, pe urmă s-a făcut tot și filmul și dans. Nu știa clădirea veche, dai de 100 de ani. Nu știam noi nici Casa Națională, așa știm cum se spune și azi. Și
Amintiri din Siberia? Amintiri din Siberia, țin minte multe lucruri de acolo. Și bune și rele, na, ca în copilărie, da. Se duceau părinții la lucru, dar mă lăsa acasă, dar eu mă scă în el și la geam. Cum era, ei s-a pus casă acolo de acum, părinții. Mm-hmm. A trăit prin și greutăți o trecut, dar așa a făcut casă. Și era sticla înghețată la geam, complet. Mm-hmm. Dar eu o sudam așa, aia ștergeam cu limba și am făcut așa o, să văd afară. Mm-hmm. Un ursuleț, mititelul, a venit și el că m-a văzut și de așa juca așa el, așa ea. Ia uite, doi copii. Da. Papa în vreme și eu vine acasă, dar acolo și toți, dar și el, ei îmbrau cu pușcă. Ei aveau pușcă de vânătoare, aveau tot timpul în spate. Ca să păzească de urși, de lupi, de ce mai erau pe acolo. De ce era pe acolo, da. Și el când s-o proghe de casă și-o văzut ursulețul, s-o uita pe prejur, încolo încoa și-o văzut numai ursulețul și-o intrat în casă. Nu ne-a făcut nică, dar ne-a lămurit. Mai mult să nu fac așa. Că bine cu scai s-a fost un pui. Dacă era și mama și tata, ei săreau și rupeau geamul și te mâncau. Aia și eu nu deamă, mai făceam lucrurile astea. Un caz cu mama ne-am dus să faci fierce. Vara deja. Vara, da, mă, ne-am dus și strângeam ciuferi și ne-a rătășit. Ai, Doamne Dumnezeu. În prejur numai pădure? La pădure, noi tot mergem și urmă când ne-am... Da, mama, nu, e să o spărie, dar nu, că să mă spărești pe mine. Ai, las că pești și am ușa ajunge, mă, nu, și am ajunge. Dar ei tot aveau un semn la părinți, în caz ceva. Mama, nu merge cum trebuie, ești chef, urmă, dar m-a spus sus, că e, am putut toți ne ducem pe-n taigau, așa ea ne mânca. Acolo să rămâne, da. Da. Dar papa, când om tacașul văz că nu-s, că suntem duși după șupea și el a înțeles. Nu vin, el s-a rătășit. Și a ieșit așa în cale și a tras cu pușca. Cu pușca, avea semn de tragere. Ca să auzi sunetul și să-ți dai seama în care parte. Stai, nu pe aici, așa. Aha. Am auzit trasul puștei, noi ne-am pornit și papa ne-a întâlnit. Bun. Da, e că aceste două cazuri le țin minte. Chiar din Siberia. Din Siberia, de acolo, da. Și au mai fost familii de aici, nu? Da, au fost multe. Multe familii de la noi. Noi suntem au rămas, că mai vine la prosine, nu știu, mai vine alții, nu știu, pot să mai spun și ei și... Da, este, au fost, da. De urmă, când de-am ne-am virit și de-am s-a dat voie libertatea asta să se spună să vorbească părinții, despre asta, da? Mă doare sufletul de tătă. Cum mai nu se spunea atunci lucrurile astea? Mm-hmm. Noi am o auzit. Și acum se spune, dar nu prea vorbește lumea. Nu prea vorbește, pentru că... Să vedem cât o să vină la evenimentul ăsta de pomenire. Știți, pot să vin, dar noștri vin, că noi ne-am spus. V-ați organizat. Da, noi suntem liderii pentru tăsa ăștia. Deportați. Arteni, dacă îl știți. Am ușa să-l vedeți. Doar, da. Să-l vedem. Nu, este. La sărbătoarea pe 6, a fost mai mulți de decât noi. De care de? De Eșlanț, așa. Mai vin. Ah, ok, deci vin și poate rude, da, nu? Da, urmaș, vin, nepot. Bun. Bine, mai sunt așa lucruri, că chiar nu putem tot cele să vorbim. Știți, mai ștergem de trei de care. Cum vă numiți? Eugenie din familia Surcanu, Nicolae și Timofte. Mulțumesc. Surcanu, Timofte, nenea. Născut în 53. În 53. După ce a murit Stalin. Da. Da, da. El sănătate, la mulți ani. Pe 3 martie. 3 sau 4, da, parcă. 5? 5? Eu atunci am născut. A, tot în primăvară, tot în eu martie? Eu am 1 martie, dar el da, a, deci, și deci l-ai prins o leacă pe stare, câteva zile. Câteva zile.